Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi avem plăcerea să avem în studioul CNS pe maestrul Serghei Danșin. Bine ați venit, maestre! Maestru este originar din Chișinău, deci s-a născut în Republica Moldova la Chișinău și după aceea a ajuns și în România, unde s-a stabilit aici, dar da. O să prezint telespectatorilor câteva din titlurile care le aveți, pentru că este bine ca cei care nu cunosc să știe despre cine este vorba. Deci maestru Serghei Danșin este maestru Gompo, inițiat de un maestru tibetan din ramura Nyingma, un lama din Tibet. Este Tashi Lama, este ca și premier-ministrul sau alta mână de Dalai Lama. Da, este următorul după Dalai Lama, da? Da. Deci în 1994 s-a întâmplat aceasta. Da. Dar până acolo, dumneavoastră ați avut capacități de mic copil, așa am înțeles din ce am citit eu într-un articol. În 1987, în august, a fost registrarea oficială de Omul Viitorului, așa a fost nume de o școală, unde eu am folosit practici telepatice, care am primit din partea și de alt maestru, maestrul Guandao. Guandao, maestrul mistic, cum noi spunem, în oricare religie există anumite microsecrete, spunem așa, care acumulează și există persoane care trebuie să spună la a doilea sau la a treilea inițiație, la oricare religie. Și religia noastră ortodoxă. Sunt ortodox și am fost botezat la Chișinău, din partea Constantin și Elena, Biserica Constantin Elena. După când am creat această școală prin Ministerul Intern Externă din Chișinău, această școală imediat a unit pe 300 femei și câteva băieți. Deci omul viitorului, omul viitorului, da? Da, omul viitorului, da. Sau человек будущего, rusește, așa se da, da. Și acolo prima dată a fost școala mea, în mod vizibil, până la Moscova. Eu nu am știut că deja a fost registrare la Moscova, că a venit cineva, un vagabond, dar nu prea vagabond. Din servicii, poate James Bond. Din servicii. Așa. Deci, și așa ați ajuns la Moscova, da? La Moscova a fost când am intrat acolo în anul 90. Eu deja am avut legătura cu Academia de Cercetări Frontale a Creierului Uman, care a avut legătura cu principal spitalul 51 din Moscova, care a făcut efortul destul, nu e mic, pentru ministri și sănătate, pentru ministrul unul, altul. Acolo eu și am primit primul examen de bioenergetică, bioterapeutică, bioenergoterapeutică. Asta a fost 90. Și asta a început. Deci asta a fost fortuna aici, la Moscova? Centrul de medicină experimentală a venit după când mi-a spus că trebuie să faci practică și întâlnirea cu lumea, cu oameni. Și în anul 90 și 91 eu am plimbat sat după sat, ca așa mi-a spus că la locul ca să intre în universitate sau institutul de medicină clasică, mai bine ca să cunoști pe oameni, mai bine ca să cunoști caracterul lor și ce boală ei spun și cum ei spun cu cuvinte cel mai simplu, ca bunică vorbește un așa, specialist vorbește așa, altul spune sinus, cosinus și atunci mi-a spus maestru Guandao că du-te la natură. Și așa am mers sat după sat și am vindicat pe oameni. Și după asta a venit chemarea încă dată la Moscova și a spus, ai vin încoace, facem ceva. Și noi am făcut centru de medicină experimentală cu numea Fortuna, unde și eu am fost președinte de acest centru de medicină. Da. De acolo și a fost creat și Academia de Continentală pentru anomalii sau pentru copii cu anumite anomalii în creier din naștere. Și asta a fost experiment după experiment. Da, deja la Moscova. Deci v-ați prezentat singur, prezentați în continuare, cum ați ajuns în România. Asta e. Și ideea principală a fost asta, căutarea de adevăr. Da. Adică oameni caută ca să fie servici bun sau familie sau altceva. Așa s-a întâmplat că dorința mea a fost căutarea de adevăr și ce înseamnă puterea paranormală care există în fiecare om.
Și bunicul meu mi-a povestit bunicul în origine. Da, să facem o paranteză. Bunicul maestrului Serghei este din Roman deloc. Fratele lui din Roman. Fratele. Fratele de bunicul meu din Roman. Fratele. Și bunicul a fost împreună cu regele Mihai, a fost în serviciul lui. În 30, anii 30, 36, 38, bunicul a venit în București din cauza că a fost piscuit, spunem așa, ca pescar. Uh-huh. A piscuit, cred că agenție specială din România, a găsit pe oameni, din mie oameni, a căutat pe oameni care au anumite microcapacități. Și a găsit așa pe bunicul meu, dar în Moldova după Prut. Acolo el a stat, că a găsit pe o bunica mea, care tânără și frumoasă, dar moldoveancă, spunem așa. Bunica și părinți din partea bunică a fost născut în Iași. Și după ce trei, 4, 5, 6, 7 generații, toți din Austro-Germania, Austro-Ungaria, România și România principal din Iași. Adică rădăcina mea este din România. Da. Și așa eu am venit aici. Și bunicul meu, așa s-a întâmplat ca coincidență, el a intrat exact în echipa de oameni care a căutat România pentru apărare Castelul Peleș. Și el așa și-a venit șeful de apărare Castelului Peleș. Și a fost capralul Sorbalu Sozon. După ce a scris un mare ziar despre viața lui, a existat în 2004-2005, când el a întâlnit, după 50 ani, a întâlnit cu rege Mihai și rege Mihai nu imediat a cunoscut pe el, că el deja a fost bătrân. Și după câteva minute a spus, ești tu capralul? Și a lăsat pe toată lumea, milioane oameni au văzut la televiziune că a plecat undeva rege Mihai, a lăsat pe videocamere pe toate generali și a plecat cu un bătrân. Asta a fost bunicul meu. Da. Și după aceea în ziarul a scris, omul care l-a salvat pe rege Mihai. Bunicul a spus că tu știi cine a salvat ție viața? Aia e mentire. Da. Tu știi ce a fost a doua oară? Da. Și așa România a descoperit că există oameni eroi, care erou, spunem așa, care nu a fost scris în mod oficial. Așa a fost numai în viața lor amândoi. Numai rege Mihai și Sozon Sorbalu, ei amândoi nu a cunoscut unul pe altul. Așa și eu am venit în România. Da. Adică am simțit că rădăcina mea cheamă înapoi. Și după experiența 10 ani cu Academia de Cercetări Frontale a Creierului Uman, unde am primit multe, așa, diplom unul altul, adică fizică matematică, fizică atomică, bioenergetică, experimente parapsi, experimente guvernare parapsi și mondiale, adică ca și expert operator de biocibernetică și asta a fost altă capacitatea mea. Și asta bunicul mi-a spus, înapoi acasă. Și așa am venit. După ce iubirea mi-a chemat înapoi și sunt acum aici. Și aici mica creație care am făcut, asta centrul de studii și cercetări frontale, Tarcșia 444, unde sunt președinte. Și asta am făcut din anul 2010, dar nu am putut și atunci din anul 2012 încă dată a revenit. Și acum asta deci, și mâncarea. Ce semnifică 444? Deci, da, Tarcșia 444 traducerii este simplu. Tarcșia este scris în cartă cu numea Garuda Purana. Garuda Purana este cartea morții din partea India. Dar interiorul povestirii ce există este vorba despre creatorului Mahavishnu, care a dat binecuvântare pentru tatăl nostru, dar asta este departe de religiile noastre, enorme departe, milioane ani înainte și de Vechiul Testament. Și atunci asta este știința care eu cum predau pentru oameni. Și acolo spunea că Sfântul Duh cu numea Vișnu a vorbit cu discipul lui Garuda și a spus, o Tarcșia, vreau să spun ce Alfa și ce Omega. De acolo eu am luat nume de asociația mea. Și după aceea 4+4+4 este 12. 12 apostole care vorbește cu lumea. Și asta este discipul care ascultă pe Creatorul și 12 apostole care dă inițiață, învățătură. Și asta este Tarcșia 444. Dar învățătura originală este din Vede?
Învățătura generală este din civilizația vedică, da, care a existat pe planeta noastră și încă a rămas de miliarde, miliarde de ani trecut. Și asta este scris în Mahabharata. Mahabharata, cartă care are 960 pagini, care a vrut să dea Eminescu 2 ani înainte de moarte. El a tradus Mahabharata în limba română. Dar când el a plecat, a murit, Mahabharata cu limba română, 960 pagini, a plecat în Vatican până astăzi. Nu avem. Nu avem. Călugării care a fost în perioada de ultimii ani și mănăstirii unde a stat Eminescu, ei au registrat și a spus ce s-a întâmplat cu Eminescu. El vorbește ceva aiure, vorbește ceva limbă care noi nu cunoaștem. Și cred că a nebunit. Și așa a rămas în mod oficial că Eminescu a nebunit. Nu a nebunit. El a pronunciat cuvinte în limba sanscrit, cum spunem așa, rugăciuni secrete cu limba zeilor, cum este așa Om Namo Bhagavate Dattatreya Namaha, Om Dattatreya Namaha, a traducere Slava Sfântă Trăime. Deci mantre. Slava Sfântă Trăime și ei nu spun rugăciuni, a spune mantre. Și asta altă învățătură care eu dau și care mi-a dat, cum se poate prin limba sanscrit, spunem aproape ca și rugăciunile noastre, puterea zeilor care intră în celule, în oameni, în situație, în viață. Asta a doua. Și a treilea este numerologie și psihogeometrie sacră, adică fiecare om are codul personal, adică nume, prenume și data de naștere noi nu putem să schimbăm. Cum este din naștere, așa și rămâne până la sfârșit. Și atunci acolo există secrete. Este o semnificație. Și secrete, semnificația. Adică fiecare cifră, cum în școala Arfeus din Grecia, înainte de naștere Hristos, deja 2000 ani a existat școala secretă în cifre care vorbește. Școala lui Pitagora, nu? Nu, nu, înainte școala Arfeus. Orfeus, după ce din școala Arfeu a venit școala de platonică, Platon, Platon. Și din școala Platon a venit școala Pitagora. Adică unul după altul, unul după altul. Da, da. Și eu am primit mică inițiație din aceste școlile, dar în mod mister. A venit 5 maestri în mod fizic, a îmbrătișat pe mine când eu am stat la Chișinău, a expediat ceva mie, un tip de informație anumite cheie și au plecat. Și eu nici nu am știut ce e făcut și ce mi-a dat în anul 86-87. Da. Așa și am intrat în firma Progres, în firma Progres ca expert operator de sisteme complexe, complicate, în mod schimb mondial. Sau vorba de documentul unicul care eu am avut din Academia de Cercetări Frontale a Creierului Uman, asta și a fost expert operator de sisteme complexe. Și acolo am folosit cuvinte de putere, cum este Tatăl nostru, litera T. Dar puțin cine știe ca litera T, Tau, și este principala cruce la Sfântul Anton. Da. Din Padova, care e lângă Veneție. Și el a făcut vindicare prin cuvânt. Asta a intrat foarte profund în mine. Adică ce? Un cuvânt poate să dea schimbare viață la om? Și a venit altă idee. Aha, atunci dacă a fost creat tot univers prin un cuvânt, atunci cuvântul ce este? Litere. A litere ce? Au segmente. Și segmente este altă știință, se numește sigilius în limba latină. Școala care dă secrete, cum este segmente din litera 1, litera 2, litera 3, așa și am găsit secret de ce telepatie. Cuvântul telepatie în limba engleză are 22 segmente. 22 segmente are legătură cu alfabetul din muzică sau vorba despre muzica sferilor. În muzica sferilor, altă temă, asta din școala Arfeus, acolo arată că nu sunt nu 7 note. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nu e asta. Sunt a este do, do, dies, re, re, dies. Dar acolo, în muzica, există și plus sunete care înainte de sunet, adică bicar, bemol, asta dacă gramatica muzicală. Școala de muzică am făcut 10 ani. Și dinastie muzicistă este din ea și
înainte, 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 dinastia Kaiserstein și merge ca și glumă pentru lume, ca și glumă. Pentru mine asta realitatea viața mea. Rege Kaiser a avut o iubită și iubita a fost nu din elită. Și asta este străbunica mea. Ce pot să fac? Așa s-a întâmplat. Înțelegeți? Da. Și asta e ca în salată rusă, o bucată temă una, alta, alta, alta. Așa eu am povestit pentru voi și pentru da, ați spus despre cuvânt. Cuvântul original prin care s-a format lumea este Aum. Cuvântul prima este cel mai mare mister pentru toată planeta noastră. Când este spus nume Dumnezeului, acest om care poate să spune și nu important în care concepție ideologică religioasă. Este vorba despre nume Dumnezeului care intră în oricare creație, în oricare formă, în oricare religie. Asta este un mister. Un mister enorm. Dumnezeu nu are nume, noi dăm nume. Este numea Dumnezeului care este tetragrammaton. În Himalaya spune la roata vieții care mișcă din cauza cuvântul al lui Dumnezeului, se numește Nam Chuvangdan. Și în altă este cuvântul cu 24 litere, adică asta este un mister. Om, cum spun, oameni spun ca mantra, om, în faptul asta este numai pentru scris. A când este explicație de sunet om, este aum, aum, dar în Kunta Yoga, știință, pentru explicație de sunete, explicație de vibrație care intră în forme, holograme, adică rugăciunile noastre, în fapt, sunet de hologram. Și hologramia asta, cum asta este Merkaba, Merkaba, în faptul, este creată prin sunet. Numai când ea invertește, numai atunci se vede tubul. Acest tubul înăuntru, el și reprezintă un tip de sunet care iese din Merkaba. Dar Merkaba este scris în Vechiul Testament, când Sfânta Elie, Sfântul Elie, când a ascultat pe Dumnezeu și nu a putut să aude. Și atunci în aer a venit furtun. Asta, furtun. Și furtun a fost creat din forma Merkaba. Și pe șase colțurile a stat șase serafime, așa este scris în Vechiul Testament. Și ei a făcut ca să rămâne această formă, nu dispare din aer, și ca poate să fie în mișcare, și așa a venit arma psihotronică pentru succes în mod spiritual. Sunete de formă. Și forma este hologramă. Această hologramă în Himalaya are nume Yantra. Yantra este mecanismul zeilor și când mișcă una yantra, alta, alta, alta yantra, în mișcare sunete, în mișcare cuvinte, în mișcare litere ca sunete, face altă hologramă cu nume mandala. Și asta alta muncă mea care eu dau învățătură. Mandale, yantre, numerologie secretă și psihogeometrie sacră. Asta principal. Dar fiindcă a spus de Merkaba, dacă se activează Merkaba, se creează două câmpuri opuse, nu? Un câmp care anulează forța Pământului și atunci omul poate să eviteze, nu? Deci se poate înălța. În Talmude, eu am stat în acest an, am dat seminar în Biflie și am stat exact în fața de Ierusalim. Și acolo este biblioteca în Ierusalim, unde clar arată această formă. Când această formă este creată numai cu metale, simplu, și stă acasă, ea deja lucrează la 200 metri și face ca să fie aer mai subțiri și pleacă anumite paraziți energetici. Merkaba, da? În faptul, ea reprezintă cuvântul Creatorului. Sau înăuntru există alt sunet. Numai când invertește cu anumite amplitudă, se poate să auzim sunet Hri. Hri. Hristos. Da. Noi spunem Hristos, dar nici nu înțelegem de unde vine cuvânt Hristos. Sigur că în perioada lui Iisus Hristos a existat și încă un Hristos încă, adică asta nume prin nume de o persoană. Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos a dat maestru Shali Vaham, cum este spus la Himalaya, există un mănăstir,
unde un arab care a plecat din concepția arabă a intrat în concepția spirituală și transpirituală, adică a lăsat dorințe materiale și acest maestru Shali Vaham, el a dat inițiație la Hristos și a spus, acum tu nu ești Yeshua. A noi nici nu știm de ce Isha. Mama Maria a spus Isha, Isa. De ce? Din cauza că Biblia prima dată a fost scris cu limba din limbajul Mare Moartă. A înainte de Mare Moartă a fost limbajul runic, rune. Eu acum la București dau seminare de rune, rună scriptură, adică simbole care vorbește. Și Vechiul Testament a fost scris cu rune. Și în nașterii lui Iisus Hristos, rune sunt 24 rune, ca și ceasul, 24 ore sau 12 zodie și 12 zodie, 24, toți împreună. Jumătate lună, un simbol, jumătate lună, alt simbol. Dacă omul știe știința aceasta runică și calendarul runic, arată clar, nașterii lui Iisus Hristos a fost un simbol cu nume Isha. Ieșa. Și când a venit trei magi și ei a spus la mama Maria că el este născut în zodia, în puterea zeilor, Isha, din cauza că rune, asta este puterea zeilor. Asta stare zeilor care a fost furată din perioada civilizației giganților și care a fost sub control de divinitate. Și când ei a căzut pe pământ și a încet, încet a pierdut deja puterea, a venit zeul Odin din Scandinavia și a furat aceste putere stării care este holograme din aer și a concentrat în simbole, cum spunem, la litere. Și a concentrat în 24 simbole. Și unul din aceste simbole este nume Isha. Dar Iisus, dacă voi vedeți deci, original, este I-S-U-S, 5. 5 dieze în claviatura muzicală. După ce H-R-I-S-T-O-S, 7 note, 7 note, 7 litere. Nu e coincidență. La Dumnezeu nu există coincidență. Dacă vedeți pianină, da, piano, acolo există 7 note, 7 albi, și 5 negri. Și asta este Iisus Hristos, muzica sferilor. Și asta eu predau, alchimie cuvintelor. A spus de puterea formelor mai înainte, deci putem să vorbim aici despre geometria sacră, nu? Ce a spus dumneavoastră este în piramida Egipte, la Egipt, aici voiam să ajung la piramida, intrare la piramida Cheopsa, acolo arată un triunghi, asta un triunghi, care reprezintă, cu sus mare, reprezintă fusta de femeie. Da. Sau asta este o femeie. Dar alt triunghi care stă invers, așa ca așa, asta un bărbat cu mușchi. Dacă eu fac așa cum este acolo, reprezintă așa, inspir și femeia gravidă. Asta este una piramidă. După ce expir și asta este aici jos și aici mare, mușchi, asta bărbat. Și așa a intrat în școala Pitagora. Așa a intrat înainte în școala platonică. Că asta sunt două forme, inspir, expir, universului. Și asta bărbat, femeie, când sunt împreună, vin înăuntru, dacă facem așa, piramida externă, asta este, și piramida internă. Sunt două piramide, 1, 2, 3, 4, una piramidă, înăuntru și alta. Toată forma romb acest reprezintă apa vie. Apa vie. Și cu domnul Traian Stanciulescu din Iași, care a scris multe cărți minunate, și eu totdeauna vorbesc de el, că în una parte este prieten meu. În altă parte, eu sunt membru fundator de asociația AROS, care el a creat și a unit pe 50 universități diferite. Și ca membru fundator, eu am trebuit să arăt și eu ceva lucrările mele. Și ce noi am făcut? Semințe, normal, când pui aici sub mercabă, da? După aceea, peste două săptămâni, poate mai puțin, poți să iai și planteze, pleacă dacă a fost problemă genetică, mănâncă această formă, problemă genetică. Face curățenie la semință și semința crește așa. Care nu a fost la mercabă, este miticuță. Și asta se numește rugăciunile noastre care au hologramii
Dar trebuie să știm care e rugăciune, care sunt corecte. Și nu numai, nu trebuie să fie un om religios, trebuie să fie un om credincios. A spus că trebuie să fie credincios. Corecte. Adică nu sunt corecte ele rugăciunile, da? Care au rămas. Deci care s-au transmis mai departe, sau au fost transformate, este o altă formă. Da? Și asta este secret, secret, secret. Și numai om care primește școală prima dată religioasă, dar trebuie să urcă până când vine un om credincios. Numai când vine credința adevărată, începe să fie în om un tip de vibrație care dă din rugăciune, care acum a rămas și cum stilizată acum, dar înăuntru el simte cum mai corect să spune și ce. Asta e. Prima parte a emisiunii s-a terminat și o să revenim după o pauză de publicitate. Doamne ajută. Am revenit în partea a doua a emisiunii și o să continuăm să discutăm, de fapt, să-i dau cuvântul maestrului Serghei, pentru că el are de spus multe să ne spună nouă și a spus în pauză că dumneavoastră creați lucruri de putere sau locuri și lucruri, nu? Da, este așa temă. Sau sunt anumite locuri care... Există și locuri. Și locuri, da. Există și putere pentru loc. Această temă se numește armă psihotronică pentru succes. Da. În mod spiritual eu deja am spus. Asta se numește yantra, mecanism. Mecanism zeilor cu cuvântul din limba sanscrit yantra. Dar da. Când unesc mecanisme cum noi avem mașină BMW sau Dacia noastră sau altceva, sunt milioane, milioane. Adică BMW este făcut cu 2 milioane detalii. Atunci când om spune, acum mergem înapoi spre spiritualitate, asta când om spune rugăciune și spune această rugăciune pe om, asta deja este sacra terapie. A dacă om știe în care puncte pe corp, el poate să spune rugăciune cu care viteze și care vibrație, asta deja este transștiință, transștidental. Adică omul în acest moment care reprezintă rugăciunea, el înțelege, adică trebuie inițiație și trebuie, asta eu dau la seminarele mele, dau mică inițiație. Deci locurile de pe corp sunt centri energetici? Sigur, da. Acei există centri plus... principale energetici, da. Oameni deja cunosc că sunt ca și 7 biserici. Da. 7 chakri, 7 centri, 7 zilele, da. Dar asta nu sunt numește că ei sunt deja cu energie plină. Nu, asta sunt ca și biserici goale și nu sunt nimic acolo înăuntru. Așa și noi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asta sunt principale. Dar a 8-a, care este deasupra capul nostru, este kala chakra. Da, da. Sau vorba despre memorie. Omul este deasupra cap. Aici bibliotecă, a memorie este aici. Da, spus, a 9-a este acolo sus, când mâna sus, acolo este nou. Și asta se numește ca când om spune rugăciune, pe om, pe puncte de putere, trebuie să vadă ce lipsește la om. Dacă lipsește problemă financiară sau sănătate joasă, atunci rugăciunea spune la cocțix. Înțelegi? Și asta, dacă este situație ca are tot, dar nu este comunicare, magazin a făcut, dar nu intră oameni, atunci plexul solar, asta este centrul de comunicare. Dacă el are banuț, are posibilitate, dar totdeauna fuge, fuge și fuge, atunci buric, asta manipură, exact limba română noastră, manipură, da? Pură, cuvânt pură. Și scrierile sacre, unde scrie aceste proceduri, medicina spirituală și medicina transpirituală există. Ea are nume și este scris special în mod fizic, fiziologic. Are nume Jude Shi. Medicina tibetană nu este numai cuvânt medicină tibetană. Da, este scris în mod oficial. A în faptul ea are altă nume, Jude Shi, așa găsiți la internet. Și primii 2 fundatori
care atribuit să arate această medicină prin tibetană, în fapt ei a primit din un tribu, alt tribu, adică familie, regat. Din un regat, alt, a fost sute regate în Himalaya, care s-au unit forțele, de ce ei au vrut să știe secrete de medicină. Și a dat la două persoane, Gompo Majore, Gompo Minore. De acolo i-am primit inițiație, nume Maestru Gompo, care mi-a dat. I-a dat ca și mulțumire spre două persoane care a făcut fundația de medicină mondială. Ei ani a mers în jurul toate planetă și a concentrat medicina cea mai subție, cea mai secretă, a concentrat în Talmude, spunem așa, sau scrierile speciale. Și atunci medicina tibetană este medicina mondială. Și de acolo este scris, când omul spune rugăciunea, vine hologramă din sunete, din cuvinte. Hologramă sunt oameni care vede scanner, om scanner sau clar vizionare, spunem așa. Eu sunt om scanner din naștere. Așa s-a întâmplat în viața mea că eu văd aer, eu văd organe, văd documente, structura de multe informații care sunt deasupra de litere, deasupra de document. Uneori capacitatea puternică, uneori slabuță. Și atunci nu pot să fiu totdeauna clar 100%. Și atunci asta încă este numai capacitate personală. Da, am văzut că dumneavoastră spuneți că sunteți omul scanner, unii vă consideră clar văzător, dar dumneavoastră spuneți că nu, scanați interiorul și vedeți în aură enorme diferență. Vedeți în aură și, deci este aura exterioară și aura interioară, nu? Și asta este, adică șapte centri, șapte chakre în care om poate să spune rugăciune, mantră, incantație, cuvinte de putere, nume sfinților, există și așa purificare pe om prin nume sfinților. Cum Traian Stănciulescu, el a găsit încă în minunată soluție o imagine de mandală care este făcut prin cuvântul sacru sau cuvântul de Dumnezeului transformat în geometrie și geometrie în o floare. Așa. Și a pus această floare lângă semințe, tot așa, lângă apă și după o lună, cu fotografie, cu tot, a văzut că, vai, dar crește bine. Și este puternic și sănătos. Atunci de ce eu nu fac asta pentru oameni? Și în 2008, 2009, 2010, foarte tare, pur, a făcut prin analiză și a făcut pentru sute mii oameni aceste mică bilușe, care pe hârtie, dar informație neprețuită. Da. Și a vândut și a dat pentru oameni. Asta și a fost munca mea mai mult înainte, dar când am intrat în România, eu am trebuit să arăt prin prima dată pe sine că sunt om simplu, ca toată lumea. Și uneori nu este bani nici pentru pâine. Așa a trebuit. De ce? Dacă eu vin imediat ca un academic, atunci vine complicație. Și mai bine din jos până sus, știți cum că crește, a venit înapoi copilul. Și arăți cine ești tu. Nu cum pot eu să arăt dacă acolo stilul rusesc, acolo stilul italian, când am trăit 7 ani în Italia, parlo con molto piacere în limba italiană. Okay? Asta e. Mecanismul zeilor sunt prin cuvânt. Da. Și asta este tema. Mecanism zeilor prin cuvânt. De atunci când spui o rugăciune și nu crezi în ea, se întâmplă ceva? Încă interesant moment. S-a întâmplat 100%. De? Numai noi, din cauza neîncrederii, în aura noastră, cum șapte ca și matrioșcă rusească, da? Așa, șapte ovale noi avem. În faptul fiecare acest oval, aura, ea are legătura cu altul, cu altul, cu altul, cu altul și toți împreună, cum scrie în teosofie, este scris 49. 49 strate, în faptul noi avem, dar 7 principale. Da. Și atunci când omul spune rugăciune și omul nu crede, rugăciunea oricum rămâne. Dar rămâne unde? În strate neîncredere, în strate părere, în strate eu sunt așa, în strate că eu sunt, nu cred, sunt materialist. Da? Asta e problema. Deci nu funcționează decât atunci. Rugăciunea oricum rămâne până la sfârșit viață. Numai nu intră, adică reflectează ca fotografie. Omul a spus credincios, a intrat, dar nu a intrat înăuntru. Organe cum a fost bolnave, așa și-a rămas. Dacă omul primește și spune, am amintirea cum mi-a spus o bunică din această biserică aia. Și vai, bine că ea mi-a spus, a eu prost nu. Nu am gândit că asta funcționează. În această secundă, ce a rămas ani,
rugăciunea de bunică intră în organe. Și se poate un om deja aproape la sfârșit de viață vine un pic mai sănătos din cauza rugăciunii care a rămas ca o fotografie de amintire. Adică există energie, informație de rugăciune care nu dispare. De ce? Înăuntru, în rugăciune, există cuvinte înainte de nașterea noastră. Asta se numește. Când om spune rugăciunea prin limbajul zeilor, limbajul care a existat înainte de rugăciunile noastre. Asta minunea. Cum este litera aceasta T, da? A litera T aceasta, în faptul, ea reprezintă, exact este triunghi, dacă vedeți, doi triunghi. Și asta triunghi care spune că expir în trecut, asta este expir în viitor. Dar este important prezența, adică prezența voastră mai important decât rădăcină și crește. Dacă înțelegi prezența ta, atunci unești pe două triunghi ca să fie și inspir acumulare. Da. Asta este simbol. A spus că informația asta vine dinainte de naștere, deci la fiecare vine în mod, vine din gene, nu? Da, și există o știință, se numește cosmogenezis și etnogenezis. Da. Înainte de naștere omului, deja există informația cum el vine pe pământ, unde el intre și cum o să fie viața lui. După ce liber arbitr, ca și la pom, există sute mii crenguțe și crenici principale, așa și om caute unde în pomul vieții mele eu sunt mai actual. Dar unde scris 7000 înainte din timpul nostru, 7000 trecut din timpul lui Iisus Hristos, 5000 ani trecut, deja a fost scris o carte cu nume Bhavishya Purana. Este la internet, puteți să căutați. Bhavishya Purana, acolo scrie cum vine Mahomet, cum vine Iisus, cum vine un om important. Sigur că nu este scris despre fiecare. Despre fiecare este scris în cronică Akash, cum noi avem bibliotecă, există biblioteca Pământului. Acolo scrie. Dar în cărți principale, generale, pentru maestri spirituale din diverse religii, există o unică carte, Bhavishya Purana. Acolo clar este scris cum Iisus Hristos vine și în care loc. Și atunci locul de naștere deja a fost registrat Universului. Și atunci nume prin nume și data de naștere este un codul secret și eu ajut la om ca să deșifreze, ca să înțeleagă, ca să vadă cum litere transformă în cifre, cifre în geometrie și cum geometrie vine formă. Omul poate să vadă ce este forma care este puterea din naștere. Deci ce arată numele și cifrele care reprezintă anul de naștere? Deci îți arată cum ești tu, dar ceea ce arată acolo se poate schimba? 100%, totdeauna, la oricare secundă. Deci depinde secundă. De fiecare, nu? La oricare secundă. Cum este vântul cosmic. Vântul cosmic se traduce feng shui, bate vânt. Vântul cosmic, da? Și energie universală, cu alte cuvinte, se numește Reiki. Omul gândește că el a intrat în tema de Reiki japoneză, nu e corect. Asta este expediare informației din cosmos, din univers. Și atunci, nume prin nume, data din naștere care există din naștere, în faptul lui înăuntru, fiecare literă, fiecare cifră, ea traduce cum se poate să fie un om ideal. Și dacă trebuie să nască un demon, trebuie să nască un debil sau trebuie să nască un mafiozie, noi trebuie să înțelegem care e scopul de nașterii lui. Și dacă el este născut special ca să fie un bandit și el special trebuie să facă un tip de cercetări la un calugăr pur, la care vine din cauza alteța lui, vine și egocentrism și trebuie să vină cineva din pământul nostru ca să bată pe el, ca să nu să fie egocentrism, a să fie sfânt adevărat, iertați, asta este jocul zeilor, care este scris în Srimad Bhagavatam, în Bhagavad Gita, în Shri Upanishad și în Upanishad. Eu vorbesc un pic emoțional din cauza că am amintire când ani am studiat acest cărț și șoc a fost aproape fiecare zi. Eu nu am înțeles înainte că toate religiile noastre sunt legate cu un Dumnezeu. Și când noi intrăm în creștinism sau în catolicism sau în baptist sau pentecostan sau iegoviști, oricum este vorba despre un Dumnezeu. Și asta e ideea în viața mea, dacă eu să știu
numele Dumnezeului adevărat, atunci eu pot să intru unde este puterea de creație. Și asta căutare în viața mea. Deci Hermes Trismegistul spune că totul este spirit, deci totul fiind Dumnezeu. Universul este mental. Deci, în mod, ceea ce înțelegem noi de aici? În moment, dacă omul este ateist, ateist tare și nu crede în Dumnezeu, aceste putere de, din ateism și este alt tip de religie. Și asta alt tip de credință. Da, credințe atunci, sunt mai multe, dar Dumnezeu este unul. În mod de, ca materialist, în perioada comunistă, spunem așa, din faptul comunism a fost creat din comună, adică familie. A fost minunat un proiect, dar asta a fost din partea franceză în 1700-1800. Acum s-a terminat. Nu este așa minunat cum a existat. Și atunci, credincios și om spiritual și cuvântul spirit, da? În faptul ăsta este vorba de energie din conștiință. Conștiință. Asta este spirit. Știință. Și atunci, dacă om vorbește în mod conștient, el vorbește cu spirit, cu Sfântul Duh. Dacă el este materialist pur, nu crede deloc, dar este foarte inteligent, atunci Sfântul Duh vorbește prin inteligența Lui ca noi să înțelegem unde nu e religie, a unde este credință. Și când om vine pur credincios, poate să înțeleagă și ce este religie. Tot e legat unul cu altul. Dar omul poate să fie, să devină necredincios din cauza că sunt prea multe învățături care se contrazic unele pe altele sau poate de la religie care vine cu frica de Dumnezeu? Pentru fiecare religie există o învățătură, o învățătură care arată cine e adevărat maestru, a cine nu mai este învățător. Învățător dă învățătură după ce oricum face prostie ca oricare om. Și asta se numește un profesor, un academic, un învățător. Maestri nu, maestri sunt sub control mondial. Și uneori, odată pe un an sau odată pe 3 ani, conclave principale din toate religii, ei întâlnesc la un loc. Asta este deja faptul care nu putem să ștergem. Cum și religia noastră și cum alte religii, odată pe 3 ani sau odată pe un an, ei întâlnesc împreună și ei vede cum merge, în mod general, religie mondială care există în toate tipii de micro religie, una alta. Asta nu e glumă, asta este realitate. Și religia noastră e creștină, nu ortodoxă, creștină, este una din cele mai pure. După aceea merge indiană, după aceea merge de musulmană. Adică ei în faptul întâlnesc și ei vorbesc despre numele Dumnezeului care intră în toată religia. Nu e glumă. Deci ceea ce este religia adevărată, pentru că sunt religii care, nu știu, oamenii cred numai în ceea ce aud, în ceea ce văd, nu în ceea ce simt, în ceea ce trăiesc. Deci o religie adevărată trebuie să ajungi să simți, să trăiești starea aia în rugăciune. În Vedă scrie Dumnezeu Suprem, El spune așa, eu sunt toate religii, eu sunt toate școlile și eu sunt unde eu nu sunt și unde nu sunt, eu sunt. În Himalaya este scris, eu sunt eu și nu sunt eu. Lângă piramida Cheopsă există unde eu am primit inițiație pe numerologie secretă sub piramida Cheopsă. În o cameră care și acum nu pot să găsesc. Am primit și asta. Acolo mi-a dat învățătură ca fiecare cifră, în faptul, asta este o lume întreagă. Și fiecare cifră este o persoană care reprezintă pe această lume. Și există o stare din lume, să spunem așa, putere din planeta noastră. Și există stare din planeta noastră. Există nouă stări, nouă forme, care sunt în forme maschile sau feminile. În Himalaya spune despre nouă cifre ca nouă forme de șakti. Șakti, putere zeilor. Și atunci aici complicația, când spunem despre religii mici sau unde aproape fanatism, adică fanatici, în faptul asta oricum sunt crenguțe mici din pomul vieții, oricum o mică crenguță care trăiește poate 5 ani, poate 10 ani, adică ea de unde a ieșit, ca și paraziți pe pom, din o crenguță principală. A ieșit la anumit timp și dacă nu vine principal muncitorul, nu taie, atunci nu poate să fie bine nici pentru mare, nici pentru mic. Și atunci uneori vin cercetori,
Uneori special din religie vin persoane, agente secrete speciale, care intră acolo unde fanatici, ca să vadă cum lucrează asta. Cum acest fanatic a venit atât puternic. Dar ei așa din unde? Din catolicism sau din baptist? Sau din egoviști? Și atunci toți sunt importanți. Și fanatici și alte. De ce? Uneori fanatici arată unde noi avem boală în religia aia sau religia aia sau religia aia. Dacă noi nu învățăm ce este boală, atunci iertați. Cum poți să curăți pe boală? Așa și în casă. Dacă este familie și sunt copii și un copil nu vrea să facă ceva servici, nu vrea salar. De ce? Mama, tata, de. Și el totdeauna cu telefon și calculator. Atâta. Atunci greșeală din partea mamă-tată. De ce nu a dat lopata și greble? Da? A el spune, nu vreau, mama, nu se poate. Iertați, ai drept și mamă și tată ca să pune copilul la loc. Asta se numește tatăl nostru și patența iubirea lui în forma feminilă. Dacă noi luăm din organismul nostru puterea feminilă, atunci corpul nostru fizic dispare. Din cauza puterii maschilă este duh, este patență, este conștiință, este energie care intră în formă. Forma este femeie, dar ce intră în formă este bărbat. Și asta este Merkaba și reprezintă bărbat și femeie. Înțelegeți? Și atunci dacă este dezechilibru, trebuie să învățăm prima dată de unde vine dezechilibru. De unde? A după ce facem curățenie? Și atunci pot să spun așa că neapărat trebuie prima dată lăsăm pe aceste mafioze, pe acest bandit, pe aceste necredincios și trebuie să învățăm, să înțelegem de unde vine. Numai după ce facem curățenie. Așa și știe oameni din poliție. Nu imediat tăiem viață la un mafiozie care face problemă pentru țară. Nu, prima dată trebuie să înțelegeți de ce, din care cauză, ca după ce când iei și pui în închisoare, o să vezi după ce, de unde el a venit și cine poate de alte semințe. A dacă el este important pentru țară. A dacă acest om care cu tatuajul, cu tot, el în faptul face ceva ce este înainte boală. Și asta se numește cancer de sistem. Și asta este scris în ezoterică, în ezoterism. Cancer de sistem, cancer de politică. Nu este cancer numai în corp fizic. Corpul fizic este toată țara. Și asta în perioada de Van Yun, dinastie Van Yun, din 2706 ani trecut înainte de Hristos, în China, a existat un imperator Van Yun. Și dinastia lui, ei a căutat scrierile sacre unde arată cum un om președinte sau rege sau faraon sau imperator, el este reprezentator de țară și atunci sănătatea lui este sănătatea la țară. Sănătatea la țară este sănătate personală de un om. Și atunci, uneori, dacă vine complicație în țară, poate asta complicație de un om. A poate invers. Și atunci, lăsăm uneori în pace pe boala noastră. Și există tema care se numește boala sfinților. Și cură, curățenie, vine un demon care sub control de divinitate, care merge exact acolo ca să știm unde boală, a după aceea pune demon înapoi, în altă parte, și dacă el a făcut servici bun, atunci pune în o părticică ca el să fie bun până la sfârșit viața și la revedere. Dar și timpul, asta este eu deja filosofie. Timpul emisiunii noastre a expirat, așa că vă mulțumesc pentru învățătura care ați transmis-o și pentru participare. Poate ne mai întâlnim și cu altă ocazie. Depinde de dumneavoastră și situația. Depinde și de dumneavoastră dacă o să aveți... Sigur, vin aici, da. Aici, eu deja am spus că aici este undeva rădăcina mea din partea familiei Sorbală, cu care eu nu am întâlnit de mulți ani. Poate aude cineva acum care ascultă emisiunea. Mulțumesc telespectatorilor pentru atenția acordată. Mulțumesc. Și vă așteptăm la alte emisiuni interesante. Până atunci, numai bine. La revedere!